Aproximativ un an, cam așa, cam atâta să fie de atunci, am pus un clip cu 12 tipologii de bărbați pe care să-i eviți și a fost un clip care a stârnit foarte multe reacții, nici nu aveți idee câte reacții am avut în privat, mai ales de la bărbați, da, care s-au simțit cumva lezați de clipul ăla și din cazul în care nu l-ați văzut, vi-l las în descriere. Dar pe aceeași idee m-am gândit ca astăzi să vin la voi cu o versiune pentru femei și anume 6 tipologii generale de femei pe care le întâlnim și cu care ne putem identifica. Poate așa va fi mai ușor să vă identificați stilul, să vă identificați pasiunile, plăcerile. Poate așa vă va fi mai ușor să înțelegeți anumite femei pe care până acum le judecați și în egală măsură să înțelegeți de ce unele femei se comportă într-un anumit fel și altele se comportă altfel. Sunt 6 tipologii pe care le-am identificat eu făcând așa research de-a lungul timpului. Evident, sunt mai multe dacă e să le luăm la bani mărunți, cum se spune, dar astea 6 mi s-au părut mie ca fiind cele mai pregnante și cu care ne putem identifica și aș vrea să rețineți faptul că este posibil să aveți trăsăturile de caracter a mai multor tipologii de femei, poate chiar toate să le aveți inserate în voi sau poate să în timp să ajungeți la toate aceste tipologii. Cred că ideal ar fi să le avem pe toate, incluse așa în noi, ca să spunem, dar ca și în cazul personalității noastre, anumite lucruri sunt dominante. Prin urmare, poate o anumită tipologie este dominantă și așa va fi mai ușor să rețineți mai multe lucruri despre voi, să înțelegeți anumite lucruri despre voi, poate să vă găsiți un stil anume, poate să înțelegeți cu ce persoane rezonați mai bine și așa mai departe. Am să vă spun la fiecare tipologie, am să vă spun punctele forte și punctele mai puțin forte sau ce se întâmplă dacă o dai în extremă. Și de asemenea am să încerc să vă fac o imagine mentală prin care să înțelegeți de ce aceste tipologii de femei sunt iubite, plăcute de bărbați. Tema voastră la final de clip o să fie să-mi spuneți cu care din aceste tipologii vă identificați, dacă este una, dacă sunt mai multe, dacă sunt toate, sau cu care ați vrea să vă identificați și către care ați vrea să mizați. Și o să începem cu tipologia numărul 1, care este cumva cea mai virulentă, cea mai vocală în prezent, pe care societatea patriarhală în care trăim o face să pară că este cea mai importantă și că numai așa poți să fii ca femeie, și anume the power woman, i-am zis eu, adică femeia super puternică, super independentă, care se descurcă foarte bine pe picioarele ei, este cumva producția anilor 80-90, această power woman care a venit cu aceste trenduri care s-au lansat prin anii 80-90, când femeile au început să devină emancipate mult mai mult decât erau până atunci și când femeile și-au dat seama că pot să facă și ele pe puterile lor foarte, foarte multe lucruri, că pot să se întrețină, că pot să facă foarte multe lucruri în esență, dacă e s-o ia așa, că se pot descurca singure, că n-au neapărat nevoie de sprijinul unui bărbat. Femeia, the power woman sau femeia asta puternică, independentă, este este cumva foarte popularizată în ziua de astăzi, pentru că bărbații nu mai vor să muncească, nu mai vor să-și facă treaba lor de provider, ca să spunem așa, și le convine ca femeia să vină să aducă un aport la tot ce înseamnă familie sau să preia ea responsabilitățile bărbaților, să se descurce ea singură, să nu mai trebuiască să ca ei să-și facă treaba și așa mai departe. Și de aia este pentru foarte mulți, femeia asta de carieră, de succes, este foarte atrăgătoare pentru foarte
foarte mulți bărbați pentru că nu mai trebuie să-și bată capul. În egală măsură sunt și acei bărbați care sunt geloși pe astfel de femei, da? Problema cu the power woman în viziunea bărbaților vine atunci când femeia începe să câștige mai mult, începe să aibă standarde mai înalte, începe să aibă pretenții și așa mai departe, știți? Că pe măsură ce îți dai seama că ești din ce în ce mai independentă și mai și financiar și din toate punctele de vedere, automat și standardele tale și pretențiile tale se schimbă. Un aspect negativ al acestei power woman sau al acestei femei independente este că atunci când este dusă la extrem, poate să se întoarcă împotriva ei. Adică se poate toate lucrurile astea care în esență sunt bune, sunt benefice, se întorc împotriva ei. În momentul în care nu accepți ajutor de la nimeni, în momentul în care tu vrei să faci totul pe cum propriu, totul trebuie să fie 50-50, toate lucrurile trebuie să fie egal măsurate, eu sunt super independentă, nu depind de nimeni, n-am casă, n-am masă, nu trebuie să dau explicații nimănui și așa mai departe. În momentul în care duci lucrurile astea la extrem, genul ăsta de femei devin foarte singure sau primează pentru ele independența asta și mai ales financiară este mult mai importantă și primează și ajunge să fie un scop în viață în defavoarea altor lucruri și se trezesc undeva așa după 50 de ani că sunt neîmplinite și nefericite, știți? De aia trebuie avut mare grijă aici, pentru că toate femeile până la urma urmei trebuie să fie independente, trebuie să aibă un soi de independență, trebuie să se descurce singure, dar în esență să nu uităm de partea aia de feminitate, de dulce a femeii pe care trebuie să o aibă și pe care cumva femeia o are în mod natural. The power woman în general dă la o parte tot ceea ce înseamnă feminitate, devine foarte agresivă dacă duce lucrurile la extrem, devine foarte masculină chiar în anumite situații și iar în astfel de situații nu mai este atrăgătoare, da? Într-o astfel de situație, nu știu, nu te mai atrage ca bărbat, nu te mai atrage genul ăsta de femeie în momentul în care devine mult prea masculin. Apoi, a doua tipologie este acea de mămică sau mam sau acea de protectoare și de, nu știu, de cozy. În esență, cam toate femeile au la bază undeva construit, pentru că asta e natura lor, toate femeile au la bază o genă din asta de a fi mamă, de a fi protectoare, de a fi de a avea grijă, de a fi grijulie, dar genul ăsta, dar tipologia asta de femeie are această latură cumva mult mai dezvoltată decât altele și cred că cunoașteți cu toate acele femei care sunt incredibil de mămoase, care sunt incredibil de atente, care sunt incredibil de calde, care știu tot timpul cu ce să te ajute, care știu cum să, nu știu, dacă ai o rană, imediat se o pansează, dacă au tot timpul o mâncare caldă la dispoziție, îți creează senzația aia de confort constant, așa, și te ajută și e genul ăla de persoană pe care te poți baza, ceea ce, uite, spre exemplu, bărbaților le place foarte tare, mai ales că ei au în general un complex din ăsta în care suferă după mamele lor, oricât ar zice ei că nu e adevărat, bărbaților le place acest aspect până în momentul în care devine excesivă toată treaba asta, adică când din femeie te transformi mult prea tare în mama unui bărbat, începe să devină o problemă, adică e ok să se sprijine pe tine, să-i oferi un mediu foarte cozy, așa, să îl faci pe bărbat să se simtă bine, să se relaxeze, să îl faci să se simtă în siguranță, dar în momentul în care deja tu, în loc de, nu știu, soție, iubită, amantă, whatever, ce ești tu, începi să-i devii mamă, atunci e o problemă, da? Atunci, în momentul ăla, încep să apară problemele. Când duci lucrurile astea mult prea la extrem, că știți că sunt acele mame, chiar cu copiilor, care sunt mult prea mămoase, chiar și dacă copilul are 40 de ani, știi? Adică, puiuțul lui mami și dragostea lui mami și cum îi fac eu lui Jimmy, da? Deci, cum îi fac eu lui Jimmy, dar ăla are 2 ani, e pisoi, în primul rând. Da? Deci,
când duci lucrurile astea la extrem, deja devin mai puțin atrăgătoare pentru bărbați. Apoi, a treia tipologie de femeie este aceea de prințesă. Prințesă sau tipologia femeii copilăroase, dacă vreți, este tipologia aceea de femeie care este tot timpul jucăușă, jovială, veselă, pusă tot timpul pe pozne, este relaxată, este foarte prietenoasă, foarte caldă și are așa o atitudine în asta cumva de prințesică, dar în același timp de prințesică copil, dacă vreți, da? Care poate fi atrăgătoare până la un anumit punct, mai ales pentru unii bărbați poate să fie atrăgătoare, să li se pară atrăgătoare femeile astea care sunt cumva mai copilăroase decât vârsta lor, care poate să fie, nu știu, să dea impresia de imaturitate la un moment dat, care nu sunt atât de rigide și atât de, nu știu, hands-on sau nu sunt atât de super concentrate pe toate problemele vieții, da? Problema apare în momentul în care ești mult prea imatur. Atitudine jovială, jucăușă pe care o ai ca femeie și o duci în extremă și devii chiar copilăroasă la extrem. Adică ajungi să te confunzi cu un copil de 5 ani. Și aici vorbim și de vestimentație și vorbim și de atitudine, da? În momentul în care deja nu te mai identifici cu o femeie și începi să te identifici mai mult cu un copil aș, un copil de 5-10 ani, e o problemă, da? Pentru că, acum pe cinstite, tuturor ne plac copiii până la un punct. Adică, cel puțin eu una vă garantez că stau ce stau cu un copil, dar la un moment dat îl dau afară pe ușă, dacă nu e al meu. Cam așa e cu atitudinea asta copilăroasă. Este foarte cutie, este foarte drăguță, este foarte plăcută, este foarte bubbly, așa, dacă vreți, dar până la un punct. Dacă deja depășești o anumită limită și începi și ești mult prea bubbly și dai dovadă de imaturitate și, în primul rând, ca femeie nu vei fi luată în serios de cei din jurul tău, da? Adică, în primul rând, nu te vor lua în serios oamenii dacă e vorba de muncă sau de un mediu profesional sau alte situații din astea în care trebuie să dai dovadă de seriozitate. Nu vei fi luat în serios dacă ești tot timpul așa bubbly și jucăușă și pusă pe glume. Și în al doilea rând, nu vrei să te identifici cu un copil. Adică, totuși, ca femeie, vrei să arăți femeie la un moment dat. Nu mai vrei să arăți copil, pentru că în momentul în care arăți a copil mult prea tare, te și tratează lumea ca copil. Și nu știu cum ați fost voi, dar pe mine nu mă tratea prea bine lumea când era copil, pentru că nu m-a băgat nimeni în seamă. Again, nu te ia în serios nimeni, da? Cumva, personalitatea asta așa de prințesică este cum, oarecum opusul femeii independente, dacă vreți, sau chiar și al mamei, da? Pentru că n-are treabă cu nu interesează de nimeni și de nimic, ea e în lumea ei, nu prea îi pasă așa de nimeni și de nimic, știți? Și cumva e opusul celor două. Și dacă vreți un exemplu în sensul ăsta, Elle Woods din Blonda de la drept este un exemplu foarte bun în sensul ăsta. Chiar și Gabi din Neveste disperate are momente când este așa, este mult prea copilăroasă și se comportă ca un copil și dacă ați văzut serialul știți că ea atrage atenția soțului ei, că e ca un copil mare și se întâmplă tot timpul că, sau știu că era o discuție cu un preot parcă și spunea că e un copil mare și răsfățat. Deci are momente când e așa, știți? Adică e frumos să ai latura asta, dar e bine să o inserezi așa cu în doze limitate. Tipologia, da? Numărul 4 este una pe care o vedeți foarte des afișată, mai ales în străinătate, și anume este cea de doamnă sau ladylike, dacă vreți. Este tipologia aia de femeie care are cunoștințele perfecte de maniere, se îmbracă perfect, este foarte elegantă, este foarte rafinată, nu este vocală, nu țipă. Cumva totul este foarte bine aranjat la ea, este foarte proper, dacă vreți. Are atitudinea aia de femeie elegantă și foarte rafinată, care are o postură perfectă, care nu se enervează, care
nu gesticulează foarte mult, care, nu știu, are totul sub control. Este genul ăla, ca să dau un exemplu general, este genul ăla de femeie care se propagă, se cultivă în Statele Unite și se asociază cu imaginea soțiilor de președinți, știți? Adică genul ăla de femeie, știți, foarte, care dă foarte bine pe sticlă, ca să spun așa, sau dă foarte bine lângă un bărbat, cumva îl ridică, îi elevează cumva statutul unui bărbat și de asta multora le place să se înconjoare de astfel de femei. Problemele încep să apară în momentul în care pentru acei bărbați aceste femei sunt doar un accesoriu, știți? Dar genul ăsta de femeie este genul ăla foarte proper, ca să spun așa, știți? Stilul ăla, nu știu, de cucoană engleză, zoaică, de viță nobilă, dacă vreți, ca să dau așa un exemplu, iarăși general. Ca să vă dau un exemplu mai concret, ar fi Brie Vanderkamp din Neveste Disperate. Brie Vanderkamp, who lives next door, brought baskets of muffins she baked from scratch. Brie was known for her cooking and for making her own clothes and for doing her own gardening and for reupholstering her own furniture. Yes, Bree's many talents were known throughout the neighborhood, and everyone on Wisteria Lane thought of Bree as the perfect wife and mother. Adică chiar tipologia aia, chiar asta joacă ea. Problema cu această tipologie de femeie apare în momentul în care duci iarăși lucrurile la extrem și în cazul în care n-ați înțeles din clipul ăsta, lucrurile duse la extrem, când vine vorba de orice, nu face bine. Da? Deci asta este o lecție generală pentru orice în viața asta, dar mai ales când vine vorba de tipologie asta de femeie, e o problemă, pentru că în momentul în care duci lucrurile la extrem, în primul rând, această femeie este genul de om care respectă toate regulile, este foarte previzibilă pentru că are o rutină super bine stabilită, nu se mișcă nimic, nu-i se mișcă niciun fir de păr din cap. Apropo de Brie, totul este foarte calculat, este foarte meticuloasă, foarte exactă și duce lucrurile astea în extrem, adică duce până în punctul în care te obosește, te satură, te termină, da. Imaginea generală este de femeie perfectă în fața celorlalți, în ochii celorlalți, dar în interior bărbații nu vor imaginea aia, adică le place foarte mult să aibă imaginea aia, să se afișeze cu imaginea aia în exterior. Și asta vă spun și pentru că am vorbit cu mai mulți bărbați și i-am întrebat și exact asta mi-au spus, că le place foarte tare când femeile sunt... se văd perfecte, știi, sunt de alții, când sunt văzute ca fiind perfecte de alții în exterior, ca niște doamne perfecte în exterior, dar când sunt în interiorul casei, în interior, în intimitatea lor, nu le place, preferă o femeie care să fie mai relaxată, să fie un pic mai jovială, mai jucăușă, adică să mai aibă și latura aia de prințesă puțin așa, nu să fie atât de previzibilă și de insipidă. Și dacă vă aduceți aminte de primul sezon despre Housewives din Neveste Disperate, știți că Brie era exact asta, era imaginea aia perfectă în ochii lumii, totul era perfect la ea, dar în realitate casa ei în interior era pulbere, da? Bărbatul n-o suporta, copiii n-o suportau, tocmai pentru că era atât de rigidă și atât de închisă și atât de strictă pe regulile ei și pe rutina ei și pe tot ce făcea ea, încât era insipidă, era neplăcută. Bine, că după aia în următoarele sezoane au schimbat-o și i-au dezvoltat personajul, asta e partea a doua, dar în primul sezon, aduceți-vă aminte că era o ființă extrem de insipidă, te uitai la ea așa și da, era totul perfect, adică hainele perfect călcate, perfect asortate, totul perfect aranjat, cum ziceam, nu i s-a mișcat niciun fir de păr din cap, dar în egală măsură era și insipidă, adică n-avea nimic, n-avea sare, n-avea piper, n-avea nimic spontan în ea, n-avea nimic care să te atragă la ea, nu era nimic plăcută chiar deloc, da? Ei, asta se întâmplă cu The Lady sau cu o astfel de femeie în momentul în care duci lucrurile în extrem. Pe lângă asta, o altă chestie pe care am observat-o la astfel de femei este că în momentul în care sunt mult prea concentrate pe lucrurile astea, au tendința să fie foarte close-minded. Adică țin foarte tare la părerile lor, la opiniile lor,
nu acceptă opinii din alte părți, nu acceptă părerile altora, nu sunt deschise, judecă foarte tare pe cei care nu sunt ca ele, care nu au aceleași valori, care nu au aceleași standarde ca ele și așa mai departe, da? Și de asta este bine să aveți grijă, mai ales dacă vă atrag genul ăsta de femei și vă atrage tipologia asta de femeie, să nu duceți lucrurile în extrem, că poate deveni periculos. Următoarea tipologie este la femme fatale, adică femeia aceea foarte seducătoare, foarte romantică, dacă vreți, care emană foarte multă senzualitate, care este foarte sexy, care este cumva... Imaginea femeii de femme fatale a fost construită, a început să fie construită prin anii 30, cam așa, 20-30, dar s-a accentuat foarte tare după aceea, în anii 40-50, mai ales cu Marilyn, cu Audrey, cu, cum o cheamă, Liz Taylor și așa mai departe, adică cu toate starletele de la Hollywood pe care le știm din epoca de aur a Hollywoodului. Imaginea asta a fost puternic promovată în perioada respectivă și, apropo, ca paranteză, în societatea românească există o preconcepție foarte mare în rândul multora, în rândul generațiilor mai în vârstă, ca să spun așa, în rândul generațiilor, cam de-o seamă cu mama mea, ca să zic așa, cum că sunt niște femei frivole și ușoare și singurul lor scop în viață este să cucerească bărbați, știți? Asta înțeleg anumite generații din această figură de femme fatale și de-aia sunt foarte multe preconcepții pe tema asta, dar în general femeile astea așa nu au nicio treabă cu frivolitatea, adică nu sunt frivole și nu sunt femei ușoare. Contră, sunt niște femei a căror feminitate este puternic evidențiată, sunt extrem de feminine, sunt extrem de sexy, cum spuneam, sunt extrem de senzuale, se îmbracă foarte bine, își accentuează corpul foarte bine, își cunosc trăsăturile foarte bine și se joacă foarte mult cu aceste trăsături, știu să le pună în valoare, știu să se ducă într-adevăr foarte mult, dar au standarde. O femeie din categoria asta de femme fatale o să aibă întotdeauna standarde, adică nu o să o vedeți că se culcă așa cu oricine, cu primul care a venit la ea, din contră, este foarte selectivă, o aură așa de prețiozitate, de rafinament, de eleganță, da? Se întrepătrunde cumva, se întrepătrunde foarte mult cu tipologia de dinainte, cu ladylike, doar că ladylike, doar că acea tipologie de doamnă nu emană senzualitate, da? Este cumva acea tipologie de doamnă dusă într-o zonă mai senzuală, mai romantică. Evident că bărbaților le plac astfel de femei, pentru că este tipologia de femeie care emană cea mai mare doză de feminitate și care este cea mai atrăgătoare pentru ei. Este practic tipologia care este cumva foarte aproape de natura noastră asta de femme fatale și repet, este o persoană din categoria asta, este o persoană foarte selectivă, n-are treabă cu frivolitatea, da? Din contră are, își dezvoltă foarte tare gustul, are un gust deosebit pentru lux și pentru rafinament, este foarte atrasă de tot ce înseamnă a trăi frumos, a trăi bine, a trăi elegant, da? Și bărbaților le plac femeile astea, le plac femeile de genul ăsta. Problema este în momentul în care duci senzualitatea asta și romantismul ăsta la extrem și iarăși nu vei fi luată în serios sau vei fi tratată ca o femeie frivolă, știți? Adică în momentul în care ești într-un mediu academic sau ești la job, nu te poți comporta la nivelul ăsta pentru că nu vei fi luată în serios sau vei naște niște impresii care nu sunt tocmai benefice pentru tine în poziția respectivă. De aia spun că toate lucrurile astea trebuie făcute cu măsură, că nu prea poți să fii tu senzuală și să te unduiești. Mă rog, noi am văzut cazuri din astea, dar vreau să spun că nu este ok să faci lucrurile astea la job, de exemplu, da? Pentru că nu e
nu e ceva ce ți-ai dori, nu e o imagine pe care vrei să ți-o crezi, pentru că tot așa imaginea asta de feminitate în mintea multora este considerată și v-am mai zis de atâtea ori că mulți au preconcepția că feminitatea înseamnă pe de o parte prostie sau involuție sau lipsă de seriozitate, lipsă de independență, știți? Adică când duci lucrurile la extrem, e bine să te oprești, adică să nu duci lucrurile în zona respectivă. Și ultima tipologie de femeie este femeia boemă. Femeia boemă care este cumva opusul celor două dinainte, că vedeți, le-am pus în așa fel încât să le puteți și identifica ca fiind contrastante. Femeia boemă este femeia căreia nu-i pasă de nimic, trăiește foarte liber, nu este atașată de nimic, nu se atașează de lucruri, este foarte rebelă, dacă vreți. Este foarte independentă, dar într-un mod natural, așa, și este foarte naturală. Nu este impresionată de lucrurile astea artificiale, nu, lucrurile materiale, în general, nu prea îi fac, nu prea o interesează, da? Este foarte atașată de natură, cum ziceam. Îi place foarte mult natura și îi plac lucrurile astea boeme, ca să spun așa. Este genul de femeie super relaxată, care are foarte multă încredere în ea. Dacă femeia din tipologia de doamnă poate în extremă să dea impresia că n-are încredere în ea, că de-aia e așa de control freak, asta este opusul, tocmai pentru că are mult prea multă încredere în ea și efectiv nu-i pasă de nimeni și de nimic, de tot ce se întâmplă în jurul ei. Problema este momentul în care ești mult prea relaxată, mult prea nepăsătoare, mult prea indiferentă, poți chiar să treci ca fiind indiferentă și în primul rând bărbaților nu le place chestia asta și în al doilea rând iarăși, în mediul de lucru sau în alte situații nu vei fi luată în serios dacă duci lucrurile la extrem ca femeie boemă, știți? Deci, again, militez pentru echilibru, știți că eu sunt o mare militantă a echilibrului, dacă e să zicem așa, pentru că acolo, la happy medium, se întâlnesc toate lucrurile și acum am să vă spun cu care din aceste tipologii mă identific eu sau pe care le-am găsit în personalitatea mea și avem așa, avem puțin din prințesică, din copil, pentru că sunt copilăroasă și mă maimuțăresc și voi nu știți, dar eu mă maimuțăresc foarte mult și mă alint așa destul de mult, câteodată chiar prea mult și de aici am dedus faptul că nu e bine să duci lucrurile la extrem. Asemenea, sunt și mămoasă, sunt foarte mămoasă cu oamenii la care țin, cu oamenii de lângă mine, sunt rece în general cu oamenii din jurul meu, cu care n-am foarte multe tangențe, sunt extrem de rece. Dar sunt foarte mămoasă cu cei la care țin, adică dacă ar fi și putea să le fac tot timpul să mănânce, știți că m-am mai zis eu chestia aia, că eu nu gătesc pentru mine, îmi e silă, mi se pare o pierdere de timp să gătesc numai pentru mine, să mă urmăresc toată bucătăria, în schimb dacă am pe cineva pentru care să gătesc, sunt în culme fericirii și asta vine tocmai din acea stare de mămoșenie așa pe care vreau să o dau altora și în special celor la care țin. Cred că am și puțin din doza aia de independență, din că știți că v-am zis că am trăit printre femei independente și am și un pic din doza aia de a face eu toate și de a sparge lucrurile cu capul, pe care încerc să o temperez și încerc să-mi dau seama că nu e ok să fiu eu mega 100% independentă și să n-am nevoie de nimeni. Și cred că ader, am început să ader către atât către femeia boemă, cât și către ladylike, dar scopul meu este să ajung și un pic de fan fatal, pentru că e frumos, adică e frumos să ai și latura asta în arsenalul tău, dacă e să spunem așa. Și acum e rândul vostru să-mi spuneți și voi cu care vă identificați cel mai mult și pe care ați vrea să le aveți așa în arsenalul vostru de arme. Mă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram că vorbesc în fiecare zi cu voi, vă pup și ne vedem în următorul clip.